Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ce mesaje emoționante a primit primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină de ziua sa de naștere? Ștefan Vuza are de 19 ani o pasiune mai puțin cunoscută. Parastas Valeriu Gafencu la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. În zorii zilei de 25 ianuarie, când Victor Laurențiu Neghină își sărbătorește cea de-a 47-a aniversare, acesta a primit încă de la primele ore ale dimineții câteva sute de mesaje din partea locuitorilor municipiului Onești. De departe, cele mai emoționante mesaje transmise încă de la prima ora dimineții a fost cel al soției sale, Mihaela Neghină. Redăm mai jos mesajul acesteia. 47 de ani frumoși, 28 de ani de când te cunosc și de când mă suporți. Sunt ani în care Dumnezeu ne-a înțelepțit frumos, iar ție parcă ți-a dăruit și mai multă dragoste și energie pentru a le putea duce pe toate. La mulți ani, jumătatea plină a vieții mele, i-a transmis Mihaela iubitului său soț. De altfel, nici fiul său Dragoș nu a uitat că este ziua de naștere a celui pe care l-are drept model în viața sa. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat, îți oferă încredere pe drumul ce-l urmezi. Tu m-ai învățat cum să mă port, cum să vorbesc, nu doar cum să am succes în viață, ci să port cu onoare numele tău. Datorită ție am speranța, înțelepciunea și credința să fiu cinstit. Mulțumesc pentru tot ceea ce m-ai învățat. La mulți ani, tată, te iubesc! Ce a transmis mama primarului Oneștiului Victor Laurențiu Neghină de ziua sa de naștere este extrem de emoționant. Mesajul este cu atât mai emoționant cu cât este cea care, mulți ani, l-a crescut singură, tatăl acestuia murind de timpuriu. Dragul meu fiu, tu ești pentru mine cea mai mare realizare și cel mai frumos cadou din lume. Îți doresc să stai mereu pe picioare, să nu te temi de nimeni și de nimic, să-ți atingi scopurile și să crezi în vise. Rămâi la fel de sincer, vesel și fericit și fie ca nimic să nu-ți distrugă fericirea, alături de frumoasa familie, Mihaela și copiii tăi scumpi. Îngerul tău păzitor să te apere mereu. La mulți ani! Te îmbrățișez și te iubesc cu toată dragostea, mama! A fost mesajul emoționant al mamei primarului Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Și echipa Acum TV transmite un sincer și un călduros la mulți ani, putere de muncă și multă sănătate să puteți finaliza toate proiectele propuse în plan profesional, dar și în plan personal. De 19 ani are această pasiune la care se pare că pur și simplu nu vrea sau nu poate să renunțe. Cunoscutul om de afaceri Ștefan Vuza, președintele și directorul general al King Complex Borzești, este hotărât să nu renunțe atunci când vine vorba de pasiunea sa. Construiește și colecționează Lego. În ultimii 19 ani a construit cea mai mare colecție privată de Lego din lume, fără ca acesta să fi fost scopul inițial. Ca antreprenor, când nu găseam soluții la problemele mele curente, mă retrăgeam în sălile de Lego și construiam de multe ori fără hartă. Lego te ajută exponențial în creativitate, este foarte bun pentru gândirea pe mai multe planuri simultane și pentru mine a reprezentat o dignă activă. În fotografii se văd 4 tematici din cele 12, City Lego, Star Wars Lego, Creator Lego și Technic Lego. Colecția completă este compusă din încă 8 teme cu 4520 de modele, la care am lucrat personal 95% și care se desfășoară pe o suprafață de 3200 de metri pătrați. Parastas lui Valeriu Gafencu la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgu Ocna. Pe 24 ianuarie 1921, în localitatea Sângerei, raionul Bălți, Basarabia, vedea lumina zilei Valeriu Gafencu și a murit în temnița de la Târgu Ocna, pe 18 februarie 1952, la vârsta de 31 de ani. La Biserica cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din orașul Târgu Ocna, pe 24 ianuarie, credincioșii împreună cu preotul Andrei Turcu au făcut un parastas de pomenire a lui Valeriu Gafencu și a celor morți în temnițele comuniste. Valeriu Gafencu este unul dintre tinerii care a murit pentru Hristos, luptând pentru apărarea credinței ortodoxe și a neamului ortodox. Foarte mulți îl supranumesc Sfântul Închisorilor și sunt convinși că va sosi și ziua canonizării lui. Tatălui Valeriu Gafencu a fost deputat în adunarea reprezentativă care a votat unirea cu România în 1918. A fost deportat în 1940 în Siberia, unde a și murit. Valeriu Gafencu a fost arestat în 1941 la doar 20 de ani, pe când era student la Facultatea de Drept din Iași. A fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru activitate legionară. A fost îndrumător al unei grupări de frății de cruce din Iași, împreună cu care organizase o grevă împotriva lui Antonescu în ianuarie 1941. După proces ajunge la închisoarea Aiud, unde va sta până în 1948. Acolo se va apropia de Ioan Ionalide și mulți alții și alături de aceștia va studia îndeaproape scripturile, filocalia și patericul. A treia detenție și ultima a fost cea de la închisoarea Sanatoriu, Târgu Ocna, unde a fost închis din decembrie 1949 și până în 18 februarie 1952. Bolile contactate în regimul dur de detenție al închisorilor, TBC pulmonar, osos și ganglionar, reumatism, cât și curățenia lui sufletească, l-au întărit și desăvârșit duhovnicește. Având trupul acoperit cu răni, Valeriu Gafencu și-a așteptat moartea cu seninătatea, care i-a muiat până și pe gardienii de temut ai închisorii. Valeriu și-a cunoscut dinainte ziua plecării la Domnul, precum odinioară erau hărăziți părinții cei mai mari ai pustiei și sfinții cei tăinuiți în lume. În ziua de 2 februarie 1952, cu 16 zile mai înainte de adormirea lui la Domnul, Valeriu i-a rugat pe colegii săi de suferință să-i facă rost de o lumânare și de o cămașă albă până pe data de 18 februarie. Astfel, după 10 zile de închisoare, Valeriu Gafencu a dormit în Domnul văzându-și dinainte plecarea. Pe 18 februarie, la ora 14, după o îndelungată rugăciune cu ultimele puteri, Valeriu a spus: Doamne, dă robia care eliberează sufletul și am libertatea care îmi robește sufletul. Sâmbătă 28 ianuarie, de la orele 12:30 la Slănic Moldova, va avea loc conferința de presă organizată de președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, și președintele Ligii Aleșilor Locale ai Partidului Mișcarea Populară, Marian Andronache. Vor fi prezenți membrii ai conducerii centrale, primari, viceprimari, consilieri locali și județeni ai Partidului Mișcarea Populară. Timp de 2 zile la Slănic Moldova se vor desfășura lucrările Comitetului Executiv al Ligii Aleșilor Locale ai Partidului Mișcarea Populară. Se arată în informarea de presă transmisă de PMP Bacău. Orașul stațiune Târgu Ocna s-a gătit cu un tricolor lung de peste 100 de metri pentru a sărbători unirea principatelor române. Un tricolor a cărui lungime depășește 100 de metri a fost desfășurat la mormântul lui Costache Negri, unul din cei mai împătimiți susținători ai unirii, ce își duce somnul de veci în cimitirul Bisericii Răducanu din Târgu Ocna. Ulterior, tricolorul a fost purtat pe brațe prin orașul stațiune Târgu Ocna, iar punctul final al itinerarului a fost piațeta orașului, unde a fost arborat în turnul clădirii primăriei. La au fost prezenți prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, președintele Consiliului Raional Gloden din Republica Moldova, Ioan Cojocari, președintele Asociației Cultul Eroilor filiala Bacău, Donos Voicu, primarul din comuna Costache Negri, Luca Ștefan, dar și mulți alți invitați din caravana Tricolorul Călător. Mulțumesc domnului primar Ciubotaru, salut prezența fraților noștri de peste Brut, a domnului primar din comuna Costache Negri, a distinșilor reprezentanței uniformei militare, domn general, domn colonel, și invitatul nostru special care a adus tricolorul de 100 de metri, atât de frumos admirat astăzi în procesiune pe străzile din Târgu Ocna. Vă mărturisesc cu emoție că pe ultima 100 de metri am reușit să ajung în goană către Târgu Ocna, stând în telefon de dimineață cu domnul primar, pentru că e o vreme politico-administrativă a bugetelor și a tuturor calculelor și discuțiilor și am zis totuși că spiritualitatea acestui loc, în care eu cred foarte mult și de care mă simt foarte apropiat, dar și bunul simț și strădanile domnului primar Ciubotaru merită prețuite la adevărata lor semnificație și valoare. Eu o să încerc să vă spun 2-3 vorbe despre semnificația unirii din 1859, începând prin a face o scurtă paranteză cu privire la modul în care a fost reținută în istoria această unire, respectiv mica unire. Eu nu cred că este o mică unire. Eu, dimpotrivă, cred că este piatra de temelie pe care generația pașoptistă a pus-o la idealul României mari pe care îl vom vedea consfințit peste decenii la 1 decembrie 1918. Nu este o mică unire, unirea Principatelor Dunăre, unirea Moldovei și a țării românești, ci este tocmai expresia strădanilor și eforturilor depuse de o generație care s-a pregătit în străinătate, în Occident, și care s-a întors de acolo acasă cu idei nobile. Una dintre ele se va materializa în 1918, fericit pentru noi, ideea de autodeterminare națională în contextul în care, după primul război mondial, dispar cele trei imperii, Imperiul Țarist Otoman și Imperiul Habsburgic Austro-Ungar. Cum s-a realizat această unire foarte importantă? Cred că una din lecțiile pe care trebuie să le tragem este din întâmplarea ca același lider, aceeași figură istorică proeminentă, să fie desemnată domnitor în ambele principate. Printr-un fapt împlinit a reținut istoria, fea accompli, îi spun francezi. Dar acest fapt împlinit, după părerea mea, este expresia unui pragmatism politic, unui simț istoric al acestei generații pașortiste și a unui consens de interese, dragi Târgu Ocneni, pentru că să nu vă gândiți că nu au existat și anumite mișcări centrifuge, chiar separatiste, în sânul acestei tinere uniri la momentul respectiv. Chiar în Moldova a existat o astfel de mișcare separatistă, pentru că, pe bună dreptate, poate la acel moment, mulți dintre compatrioții noștri moldoveni priveau cu circumspecție, cu îngrijorare la ceea ce reprezentau muntenii pentru ei. E bine, acest consens de interese a făcut posibilă unirea și a făcut posibilă un drum pe care principalele unite române, începând cu 1862, cum au fost cunoscute, să apuce odată pentru totdeauna. Și acest drum, care este expresia consensului de interese de care am vorbit, a fost circumscris ideii că țara românească și Moldova trebuie să îmbrățișeze, să adopte un model de dezvoltare democratic, occidental, și să se extragă din ceea ce reprezenta atunci modelul oriental, otoman-levantin. Momentul 1859 este și momentul unei lecții despre slăbiciunea umană totodată, nu doar despre capacitatea noastră de a conlucra, de a fi uniți, slăbiciunea umană, pentru că cei care l-au făcut posibil pe Cuza, tot ei l-au dat jos în cele din urmă, în urma unui complot. Dar marea lecție a acestui moment istoric, îmi place mie să cred, este circumscris, apropo de sloganul "Unirea face puterea", Hora Unirii spune "Unde sunt doi, puterea crește". Ei bine, toate aceste apeluri la unitate arată că aceasta este soluția, să conlucrăm, să fim împreună și să tragem la aceeași căruță, pentru că dacă o facem toți în aceeași direcție, ea se va deplasa în direcția dorită de noi toți. În caz contrar, se va întâmpla ce s-a întâmplat cu domnitorul Cuza, care a fost descăunat de monstruoasa coaliție. Eu vreau să felicit primarul localității Târgu Ocna, domnul Cristi Ciubotaru, pe distinșii noștri oaspeți și pe dumneavoastră, care ați participat atât la procesiunea cu drapelul național, cât și la Hora Unirii jucată, să spunem, în piațeta de la Târgu Ocna, la o mărime, la o scară foarte mare. Niciodată n-am fost la o Hora Unirii atât de mare. Să vă felicit pentru aderența la valorile patriotice. Vorbea distinsul nostru invitat despre patriotismul autentic la mănăstire, la Răducanul Sus. Valorile autentice, patriotice, nu naționalismul de operetă profanat de unii, care au alte interese, manifestându-și foarte, știu, demagogic acest naționalism, dar patriotismul dumneavoastră autentic și sincer îmi dă credința, și cred că și domnului primar îi dă credința, că această comunitate și România, în cele din urmă, va dăinui pe această bază solidă. Vă mulțumesc, felicitări domnule primar și mult succes tuturor în continuare. Trei din marii domnitori ai românilor, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza, au poposit marți 24 ianuarie la Tescani, unde au transmis mesaje vibrante sătenilor, care i-au așteptat să marcheze împreună împlinirea 164 de ani de la mărețul act al Unirii Principatelor. Manifestarea a început cu un tedeum, apoi au fost rostite alocuțiuni în care au fost evocate importanța actului istoric al Unirii Principatelor, dar și personalitatea lui Costache Rosetti Tescanu, care s-a implicat în înfăptuirea Unirii. Din urmă, calitatea semnează la 7 februarie 1857 petiția către marile puteri cu privire la unirea Moldovei cu țara românească. A ținut legătura cu Comitetul din Bacău și Comitetul Central al Unirii. După întemeierea Comitetului Unirii de la Iași, Grigore Ghica Vodă, însoțit de Costache Negri și Costache Rosetti Tescanu, a întreprins în iunie 1856 o călătorie prin țară, făcând propagandă pentru unire. A protestat la 6 aprilie 1857 la Bacău împotriva caimacanului Bogoride, pentru motivul că le-a spus băcăoanilor că unirea nu se va face și dacă se face agitațiune, țara va fi ocupată de trupe străine. Raportează Comitetul Central al Unirii la 20 mai 1857 ingerințele săvârșite de ispravnicul de Bacău. Comunică lui Benzi, comisarul Sardiniei, actele ilegale săvârșite de caimacan și ispravnicul de Bacău, delegatul Sard, răspunzându-i de primirea acestora la 14 iulie 1857. Această scrisoare se află la Arhiva Bibliotecii Academiei Române, împreună cu întreaga corespondență a familiei Rosetti Tescanu. Cu ocazia trecerii prin Bacău a comisarilor puterilor străine, la îndemnul Comitetului Unirii de la Iași, le-a organizat primiri călduroase pe care administrația locală a vrut să le împiedice, căutând mai ales să împiedice și pe cea comisarului turc. Mă bucur enorm că s-a reușit a se face o astfel de manifestare aici la Tescani, unde de fiecare dată suntem obișnuiți cu lucruri mărețe, cu oameni care vin cu mare drag aici, cu pasiune și mai ales cu inima deschisă. Este încântător să vezi alături de copii, oameni în vârstă. O văd pe doamna Calinciuc, care e tot o inimă și mă bucură că printre noi se simte bine și noi la fel ne simțim bine în compania dânsei. Doamna Cociuc, la fel, care ne reprezintă peste tot. Vreau să mulțumesc. Nu voi face referire la problemele istorice, pentru că sunt destul de bine cunoscute. Mă bucură faptul că, iată, aici s-a ținut o lecție de istorie locală prin vocea domnului Brad Marin, cel care ne-a prezentat succint activitatea desfășurată la de asemenea, vreau să mulțumesc mult domnului Titi Lupu, cum este cunoscut, la noi, actorilor care sunt prezenți și care, iată, își fac simțită prezența în Alai și vă invit la acest spectacol. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă la toți și să ne întâlnim cu bine și cu voie bună ori de câte. Filiala Cultul Eroilor a conferit cu acest prilej diplome de excelență. Între 5 și 24 ianuarie 1859 s-a pus bazele, s-a pus temelia României mari. Istoria prezentată aici și de președintele Brânceanu, netrunchiată, așa cum a fost și cum ar trebui să fie relatată istoria poporului român și a întâmplărilor sale, face numai bine. Trunchirea istoriei a făcut de-a lungul timpului mult rău României, mai ales după 1990. Nu am venit să completez ceea ce au spus cei pregătiți pentru acest eveniment, am venit să felicit comunitatea comunei și a satului Tescani pentru această manifestare care în ziua de 24 ianuarie a adunat atâți ascultători. Totodată am venit să conferim în numele biroului executiv celor meritoși, celor care de-a lungul anilor, nu numai astăzi, au pus în semn de prețuire și respect tot aportul locuitorilor comunei Berestadlău. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș, a județului Bacău, conferă domnului profesor Dumitru Tulpan, primarul comunei Berești-Tazlău, diplomă de excelență, în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăuani și locali care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Da, mulțumesc frumos și această diplomă nu este a profesorului Dumitru Tulpan, este a omului Dumitru Tulpan și mai ales a dumneavoastră, a tuturor celor pe care vă văd cu mare plăcere aici și cărora mă voi adresa peste câteva minuțele. Vă mulțumim! În sprijinul celor afirmate anterior, referitor la relatările istorice, în adevărata lor desfășurare, am aici un document original semnat de fostul colonel Vasile Ciubotaru, fiu al satului, referitor la Costache Rosetti Tescanu, fondatorul Școlii Generale din Tescanu. Îl înmânesc președintelui subfilialei de a-l pune și păstra la arhiva subfilialei, subfilială înființată de doamna Calinciuc Valeria, aici de față, pentru și dați-mi voie să acord respectul cuvenit și vă mulțumesc că vă vedem și astăzi în mijlocul locuitorilor tescani. Diploma de excelență am considerat că se cuvine acordată preacucernicului părinte Claudiu Gabriel Neculcea, paroh al Bisericii Sfinții Mihaela și Gavril, satul Tescanu. Vă mulțumesc și vreau să vă spun că toate aceste activități, într-adevăr, fără ajutorul comunității, niciodată nu sunt nici plăcute și nu sunt nici posibil de realizat. Fără ajutorul domnului primar, fără ajutorul Consiliului Local, fără ajutorul fiilor satului care cu drag se întorc de fiecare dată la Tescani și niciodată să nu uitați de unde ați plecat și de casa dumneavoastră. Amin! Doamne ajută! După aceste momente, în zona Monumentului Eroilor și-au făcut intrarea actorii care i-au întrupat pe cei trei mari domnitori ai românilor. Alaiul a fost deschis de un echipaj al unei elegante trăsuri din care s-a sunat din bucium pentru a anunța evenimentul. Manifestarea s-a încheiat cu un scurt program artistic prezentat de elevii școlii din sat. La final au fost depuse coroane și gerbe de flori la monument. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 26 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Sunt posibile șanse de ninsoare. Mercurul în termometre nu trece de 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la -2, -3 grade Celsius. Vineri, 27 ianuarie, cerul va fi parțial înnourat. Sunt posibile ninsori. Mercurul în termometre nu trece totuși de 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la -2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.